amintec istoric ne aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române, carpații, la arme cu frunze și flori. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații, cu inima la trecător. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații, cu inima la trecător. Ardalul, Ardalul, Ardalul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copile, părinți! Și călugăresc să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Adormiți într-o fericire patriarhă a Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Sinian, Iustin și Teoptist. Să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe ctitori acestui sfânt locaș și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe eroi ostași și luptătorii români căzuți pe câmpurile de luptă în lagere și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Dar și pe cei pentru care s-a adus vișa. Dă-Doamne! Și din greșelile noastre la Domnul să cerem. Dă-Doamne! Lumii la Domnul să cerem. Dă-ne, Doamne! Să fie pe drumul acesta și pe care aceasta strâmbă care duce la Hristos. Dar mare răspată vor avea cei care vor rămâne pe această cale și vor merge către Hristos și către înviere și către împărăția Lui. Și zice Hristos
când l-au întrebat arhierei că de ce strigă acești copii când l-au primit în Ierusalim osanane și l-au dat fie numele Lui. Și le zice Hristos că dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Și pietrele au strigat și strigă și vor striga dacă noi nu o facem. Hristos este, și am zis și Domnului Mihai Târnoveanu, care a fost începutul, care a mișcat. Întotdeauna trebuie să fie cineva care mișcă niște lucruri, care poate să evolueze până la așa la o bucurie pe care o vedem acum pe chipurile copiilor și pe chipurile celor care sunt îmbrăcați și împodobiți în portul nostru popular. Îi mulțumim pentru dragostea, pentru gândul Lui și pentru tot ce a făcut, pentru efortul pe care l-a depus și tuturor celor care ați venit aici și celor care au participat din puținul lor pentru a pune în așa pe a îmbrăca acești copii în chipul neamului nostru românesc de demult. Dacă aveți ceva așa să ne transmiteți, după aceea îl rugăm. Între noi este și domnul profesor Ioan Lăcătușu, care tot timpul așa, înascuns, nevăzut, luptă pentru neamul nostru de aici. Face eforturi ca neamul nostru de aici să nu dispară. Neamul românesc de pe ploarele acestea și adună mărturii și le menține în viață aceste mărturii și pentru noi. Îi dăm cuvântul și lui un pic să ne transmită după domnul Mihai Tărnuțu. Doamne ajută poporul român din Mărdănuș! Vă mulțumim că ne-ați primit în mijlocul vostru pe noi cei din Brașov, Zăbala, Voinești, Covasna, Făgăraș, Târgu Secuiesc și Sfântul Gheorghe. Astăzi avem printre noi copii frumoși precum florile lăsate de Hristos pe acest pământ. Vă mulțumim pentru asta! După ce voi da mâna și voi cunoaște personal pe fiecare copil în parte, vă chem, vă invit, vă rog să pornim cu toții spre Ojdula, acolo ne așteaptă frații noștri români. Ne vom ruga împreună cu ei pentru Hristos și neamul românesc. Vom mânca un pește, vom bea un pahar de vin, vom sta împreună la aceeași masă ca frați buni ce suntem. Doamne ajută! Ucenice Părinte, onorată asistență, dragi credincioși ortodoxi români. Am venit cu emoție astăzi împreună cu prietenii din Brașov și vreau să vă spun nu o noutate. Chiar acțiunea Români pentru Români sunt pe care să scrie o filă de istorie românească, o filă de solidaritate românească zicitoare. Spuneam cu alte prilejuri că în perioada interbelică și nu numai, a existat asemenea acțiuni coordonate de asociunea asta, de biserică, de alte instituții în care românii din zonă erau ajutați. Ei, o mână de oameni cu suflet mare românesc și creștin, au fost la Doboi, la Doboli, la Odorheri, la Covasna, ne-au adus steagul, ne-au adus cărți, ne-au adus alimente, dar mai ales ne-au adus România. Spațiul românesc integral, în costumele acestor copii, practic stă bănuțul de la Baia Mare până la Galați și din tot spațiul românesc. Este un lucru extraordinar ca simbol și este dădător de speranță că atunci când, Doamne ferește, ne-o fi mai greu, nu suntem singuri. Suntem și avem țara cu noi. Este un lucru extraordinar. Și fiindcă astăzi și anul acesta se împlinesc 220 de ani de la sfințirea Bisericii
Și vreau ca acest eveniment de astăzi să-l punem în paradigma trecut, prezent, viitor. Fiindcă ceea ce facem astăzi, mâine va fi trecut, consemnat în documente și prefigurează viitorul de mâine. Și în acest context, pe Preacucenice Părinte, cu emoție am venit, nu mă pic să închide, Domnul, cu un dar de preț cu totul deosebit. Un înscris, o diplomă de hirotonire a preotului Nicolae Crisbășan, semnată de Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna, în 14 aprilie 1865, acum 151 de ani. Este un document sfânt, este un document care va aparține comunității noastre, din păcate el este în fondul nostru. Cu mijloacele acestea moderne vom avea grijă să vi-l redăm și să-l puneți, Părinte, la loc de cinste, mai ales că am auzit de intenția dumneavoastră și a prietenilor noastre de a renova biserica, de a rezolva problemele cu monumentul și celelalte chestiuni. Este un lucru extraordinar. Tot în acest fond, pentru zidirea școlii dumneavoastră. N-am eu ochelare, dar spune aici, cu jertfe mari și spese multe, s-au susținut românii greco-orientali, ortodoxi, din Chești de Mărtănuș, din protopopiatul Trei Scaune, școala lor confesională. Acest edificiu școalei este declarat necru. Ce mai vrei? Da, ce vrei? Dana? Petruța, uite-o! Cu mintea altuia, suntem moșteni, pentru sfânt, pentru sfânt, mulți aduse. Că tu ești patră și din piatră în piatră, e feria unui neam de morți. Asta-i țara noastră, noi nu stăm în gazdă, corea nostru risipei pe roți. Tu aveal, tu aveal, îți suntem moșteni, pentru stânt, pentru stânt, mulți ne-au furat barbarii, ne-au găsnic mai mare, dar avem un piept cu 7 vieți. Ne vibrează în sânge, până la frâna plânge, clopotul ce bate la rămeți. Tu Ardeal, tu Ardeal, îți suntem moșteni, pentru sfânt, pentru sfânt, mulți apuse. Nu vrem răzbunare, doar atât ne doare, că se pierde amintirea-n val. Doamne, dă-i tărie, unei mâini să scrie Biblia latinului Ardeal. Tu Ardeal, tu Ardeal, îți suntem moșteni, templul sfânt, templul sfânt, mulți aduseni. Râuri prescurtate, țări ce nu sunt toate, dar veni vor și mai bune vești. Pentru toți românii care-și sunt stăpânii, soarele răsare în București. Tu Ardeal, tu Ardeal, îți suntem moșteni, templul sfânt, templul sfânt, mulți aduseni. Un
unde e Avramiancu să mai frângă rangul celor ce Ardealul vor pusti. Iată că răsare Iancu din oricare, e-n puterea fiecărui fi. Tu Ardeal, tu Ardeal, îți suntem oșteni, templul sfânt, templul sfânt, mulți aduse. Pentru această țară poate să-și moară fiecare dintre noi râzând. Restul e dorință de îngăduință și să fie pace pe pământ. Tu Ardeal, tu Ardeal, îți suntem oșteni, templul sfânt, templul sfânt, mulți aduse. Nu uitați aceasta, dreaptă ne e brazda, și-am lucrat-o cu ale noastre mâini. Fiecare munte știe aici să cânte imnul, deșteptați-vă români. Tu Ardeal, tu Ardeal, îți suntem oșteni, templul sfânt, templul sfânt, mulți apuse. Tu Ardeal, tu Ardeal, îți suntem oșteni, templul sfânt, templul sfânt, mulți apuse. Cântec istoric ne aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române carpații, la arme cu frunze și flori. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații cu inima la trecător. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații cu inima la trecător. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Înainte, înainte, spre marea unire, otarul nedrept să-l zdrobim. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne îngropăm de vii. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne îngropăm de vii. Să vi făcură unirea cinim, spre Alba cu toții mergeam. Toți oamenii țării semnau măgirea, măgirea lui neam. Toți oamenii țării semnau întregirea, voința întregului neam. Cu toții eram regimente române, Moldova, Munteria, Ardeal. Firească unire cu patria mumă ne-a fost cel mai drept ideal. Firească unire cu patria mumă ne-a fost cel mai drept ideal. Aceasta e povestea Ardealului nostru și a neamului nostru viteaz. Istoria întreagă cu lupte și jertfe trăiește în unirea de azi. Istoria întreagă cu lupte și jertfe trăiește în unirea de azi. Trec
Franța, dar și pacea veghează Carpații și țara e frunze și flori. A noastră izvânda, ai noștri sunt frații, trăiască în veci trei culori. A noastră izbânda, ai noștri sunt frații, trăiască în veci trei culori. Vrem liniște-n țară și pace în lume, dar dacă ar veni vreun blestem, Carpații și frații sări vor ca unul, urmând comandantul suprem. Carpații și frații sări vor ca unul, urmând comandantul suprem. Treceți batalioane române, Carpații, la arme cu frunze și flori. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații, cu inima la trecător. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații, cu inima... Copiii români din Părtănuș sunt frați copiii români din Oșdola. Cu Dumnezeu înainte spre biserică. Să mergem toți pe o singură bandă în partea aia, da? Domnul Mihai, da. Ca împrăcirea să aibă loc, trebuie să fim de dumneavoastră inițiatorul, vă rugăm să oficializăm împrăcirea. Mulțumesc! Bine ați venit la noi! Doamne ajută, bine v-am găsit! Un domn de la Mărtănuș. Ca tot românul, vă întâmpinăm cu pâine și sare. Mulțumim, Doamne ajută! Așa, unul tăiați pentru dumneavoastră, unul merge la Mărtănuș, celălalt la Mărtănuș. La celălalt cu tatăl dumneavoastră, așa, la mine. Mulțumim, părinte! Așa, și bun la o scurtă rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile care le revarsă asupra noastră. Apoi vom depune coroană la Troița Eroilor din curtea bisericii și cu toții după aceea vom merge la Casa Culturală unde ne așteaptă o mică gustare și apoi un mic program creștinesc, să spun așa. Nu știu cum s-a păstrat, cum s-a îngrijit. Tu ești ce publicitate. De toate, de toate.
Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Spuneți cu mine. Țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutul-ți mare, are viitor. Fiarbă vinul cupe, spumege bocalul, dacă fiți mândri, astrele rudresc, căci rămâne stânca, deși moare valul, dulce Românie, asta ți-o doresc. Vis de răzbunare, negru ca mormântul, spada ta de sânge, dușman fumegând, și deasupra idrei fluture cuvântul, visul tău de glorii, falnic triumfând. Spună lumii large, steaguri tricolore, spună cei poporul mare românesc,
când s-a plin de sapru candida-i vâlvoare, dulce Românie, asta-ți urmăresc. Îngerul iubirii, îngerul de pace, pe altarul vestei tainic surzând, ce pe marte în glorii să-l orbească-l face, când cu lampa izboară lumea luminând, el pe sânul vergin încă să coboare, guste fericirea raiului ceresc, tu îl strânge în brațe, tu îi fă altare, dulce Românie, asta ți-o doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zori, viața în vecie, glori, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vis de vinejie, fară și mândrie, dulce Românie, asta îți doresc. Mihai? Yes. Ne-am gândit că ceea ce este mai scump pentru noi creștini, crucea. Doamne ajută din nou, iubiți frați români! Am venit astăzi aici, în inima țării, să-L întâmpinăm pe Domnul Iisus Hristos îmbrăcați în straile populare românești. Am venit cu pace și cu gânduri bune. Alături de noi sunt românii din toate colțurile țării. În această sală sunt români din Zăvala, din Voinești-Covasna, din Târgu Secuiesc, din Sfântul Gheorghe, din Făgăraș, din Brașov, care au venit aici, în mijlocul vostru, al mărtărușenilor și oșdulenilor, pentru a vă spune că voi nu sunteți singuri. Alături de acești oameni din această sală sunt alți români din toate provinciile istorice ale României, din zeci de orașe și sate, precum și români din diaspora, care au contribuit cu toții împreună la confecționarea straielor populare pe care le-am dăruit copiilor voștri. Din nou pentru a vă spune că nu sunteți singuri. Alături de voi suntem noi, cei din toată țara și românii de peste hotare. În costumul popular românesc sunt cosute izbânzile marilor voievozi ai neamului nostru. Izbânzele lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul. Sunt luptele lui Iacu Avram și Tudor Vladimirescu. Sunt suferințele moșilor și strămoșilor noștri. Este jertfa lui Horea, Cloșca și Crișan. Sunt mărturiile și lupta celor care au suferit în închisorile comuniste și a celor care au luptat în munți. Unul dintre acești luptători din munții României împotriva comunismului
spunea următoarele despre costumul popular. Costumul popular este românismul nostru. Atâta timp cât el va exista, noi nu vom pieri. Dacă straiul popular românesc va dispărea, vom pieri și noi încetul cu încetul. Suntem români și ortodoxi și așa să fim în vecii vecilor. Doamne ajută, frați și surori, vom merge în continuare cu Dumnezeu înainte, copil cu copil, sat cu sat, oraș cu oraș, așa se va ridica România. Și nu uitați, de multe ori este greu să fii român, dar întotdeauna atât de frumos. Vă mulțumesc!
extraordinar.
Miroase a flori de măr și a cozonac, iar luna ne zâmbește la fereastră. Bravo!
luați-vă în brațe copii, ca pe strategice arme. Haideți cu toții la Putna, unde Maria s-a doare. Doamne, la toată Moldova, nu te-a făcut de rușine. Sufletul nostru te cheamă, are nevoie de tine. Ridică-te, Ștefane, și rezisti, că vremea și astăzi e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Maria ta. Înconjurându-ți mormântul, Ștefane, Ștefan cel Mare, ți-am adus închinare. Tot ce ai visat o să fie, precum lăsat unei slova, casă a dacilor liberi, este și viva Moldova. Bine, bine.
munților cu asta la. Thank you.
și-a mea